dispoziție privind convocarea Consiliului Local Buciumul în ședință ordinară. Primarul Comunei Buciumul, județul Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 133, aliniatul 1, articolul 134, aliniatul 1, litera A, și articolul 196, aliniatul 1, litera B, din ordonanța de urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ, dispune. Articolul 1. Se convocă la ultimul ședință publică ordinară data 31 august 2020, orele 13 la sediul Comunului Cultural Buciu. Proiectul ordinii de zi este următor. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Buciu pe trimestrul 3, anul 2020, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclabile de la populație și AE plus IP, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone pe an, asumată de delegatar la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 06/05/2015 și actului adesant numărul 4 la contractul 180/2957 din 06/05/2015, diminuarea tarifului de la 2654,82 lei tonă fără TVA la 1414,47 lei tonă, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire solicitant Miharache Ghirion din Comuna Bucium, sat Răcăuț, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 5. Rapoartele anuale și de activitate ale Consiliului Local și Viceprimarul Comunei, prezentare, consilier local și Viceprimarul Comunei. 6. Diverse. Domnul președinte. Vă mulțumim, domnul primar. Bună ziua, domnilor și doamnelor consilieri, domnul primar, scuzați-și. Supunem la vot proiectul de hotărâre al ordinii de zi. Cine este pentru? Vă mulțumim. Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Da, vă mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune primul proiect de hotărâre din ordinea de zi. Aveți cuvântul, domnul primar. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucium pentru trimestrul 3, anul 2020. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbaterii dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local pe trimestrul 3, anul 2020, cu suma totală de 3.024.000 lei, sumă rezultată după cum urmează. Conform anexei numărul 1, comunicată de AJFP Bacău, la poziția numărul 20 se regăsește Comuna Buciu cu influențe în sumă de 4.000 lei și cu destinația precisă pentru finanțarea dreptului copilului cu cerințe educaționale speciale. După cum ați putut observa în articolul 1, din proiectul de hotărâre această sumă a și fost repartizată la structura secțiunii de funcționare, parte de cheltuieli, cap învățământ, sub capitol, alte cheltuieli în domeniul învățământului. De asemenea, suma de 3.000 lei provenite de la mire de PDA, conform extrasului de cont anexat, au fost direcționată către cheltuielile cu obiectivul de investiție, extindere, canalizare, PNDL aflată în derulare. Suma de 20.000 lei alocată de Consiliul Județean Bacău pentru cheltuielile de actualizare a PUB-ului Comunei Bucium a fost prevăzută la parte de cheltuieli pentru cadrul secțiunii de dezvoltare, în cadrul subcapitolului alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale. Având în vedere argumentele prezentate, rog să supuneți dezbaterea și aprobării proiectului de hotărâre prezentat. Domnul președinte, vă mulțumim, domnul primar. Dăm cuvântul domnului președinte de Comisie pentru a ne expune. Mulțumesc, domnul președinte. Comisia a analizat proiectul ordinii și este de acord cu tot cu ce trebuie spus. Vă mulțumim, domnul președinte. Dacă sunt înscrie la cuvânt pe acest subiect, vă rugăm. Nefiind alte înscrie la cuvânt, supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumim. Proiectul a fost aprobat. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune al doilea proiect de hotărâre din ordinea de zi. Aveți cuvântul, domnul primar.
referate motivările la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție tip rezidențială al persoanei cu handicap pentru perioada iunie-decembrie anul 2020. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere solicitarea numărul 91.420 din 06.08.2020, transmisă de Consiliul Județean Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de analiză și aprobarea noului contract de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru perioada iunie-decembrie anul 2020, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre aprobare în această ședință. După cum știți deja, în ședința Consiliului Local din data de 15 iulie 2020, prin hotărârea numărul 23 s-a stabilit contribuția în procent de 35% pe care Comuna Bucim urmează să o suporte la cheltuielile de protecție în sistem rezidențial al persoanelor cu handicap, precum și contractul de asociere. Ulterior, prin adresa submenționată, DGASPC Bacău ne-a comunicat că un nou model de contract pe care îl analizăm și îl supunem aprobării astăzi. Întrucât Comuna Bucim figurează în evidență DGASPC Bacău cu un număr de 7 persoane cu handicap în instituții de tip rezidențial, consider că este obligația noastră morală de a suporta o parte din contribuție la petiția acestora și, prin urmare, să fim parte din noul contract de asociere transmis. Având în vedere argumentele expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. Domnul președinte, vă mulțumim, domnul primar. Dăm cuvântul doamnei. Mulțumesc. Membrii Comisiei Juridice au studiat materialul și au fost de acord cu un contract de asociere care prevede cei 39 din partea comunei, sunt cele 7 persoane cu comunitate. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Mondoveanu. Dacă sunt înscrie la cuvânt pe acest subiect. Nefiind înscrie, spune la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumim tare mult. Proiectul a fost adoptat. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune al treilea din ordinea de zi. Aveți cuvântul domnul primar. Referat din motivare la înțelegerea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de recolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate, reciclate de la populație și a EPUSIP, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone an asumată de delegatar. La contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău numărul 180, pe 2957 din 0605-2015 și a actului adițional numărul 4 la contractul 180-2957 din 0605-2015, diminuarea tarifului de la 2654,82 lei tonă fără TVA la 1414,47 lei tonă. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl prezint astăzi a fost inițiat ca urmare a solicitării de către ADIS prin adresa numărul 2256 din 2707-2020, analize și aprobării modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, colectare și transportul de deșeuri municipale amestecate reciclabile de la populație și AE plus IP, luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone an asumată de delegatar. Luând în considerare faptul că toate unitățile administrative teritoriale, membre ADIS Bacău, implicate în acest contract, au supus și vor supune ulterior spre aprobare propunerea de modificare a tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE plus IP, luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone pe an asumată de delegatar prin hotărâre de Consiliul Local. Ținând cont de cele anterior menționate, supun spre analiză și aprobare acest proiect de hotărâre. Domnul președinte, vă mulțumim, domnule primar. Dăm cuvântul domnului președinte de comisie pentru a ne expune punctul de vedere. Mulțumesc, domnule președinte. Membrii comisiei au studiat problema și sunt de acord cu proiectul propus. Vă mulțumim. Dacă sunt înscrie pe acest subiect, ne fiind înscrie la cuvânt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumim. Proiect aprobat. Dăm cuvântul domnului primar pentru a expune următorul punct din ordinea de zi. Aveți cuvântul domnului primar. Referat din motivarea la proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire, solicitam Mihalache G. Ioan din Comuna Bucim, statul Căuț, județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri,
Prin proiectul de hotărâre prezentat am venit cu propunerea de aprobare a scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire pentru domnul Mihalache Ghion din satul Răcăuț și argumentez această propunere cu următoarele. După cum poate vă amintiți, în anul trecut, pe data de 25 octombrie, în satul Răcăuț s-a izbucnit un incendiu, iar urmările acestea au constatat în arderea completă a trei locuințe și deteriorarea unei a patra locuințe. Printre locuințele care au ars, în totalitate s-a aflat și cea a domnului Mihalache Ghion de la numărul 214. Documentele care stau în sprijinul acestor, în sprijinul celor menționate sunt procesul verbal de intervenție numărul 379 din 25.10.2019 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență sub Unitatea de Detașament de Pompieri Onești și raportul operativ întocmit în data de 26.10.2019 de SVSU Buciu. Întrucât solicitam dorește să construiască o nouă locuință în locul celei alții, a solicitat scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire. Considerăm că prin aprobarea acestei cereri, Consiliul Local Buciu poate acorda un mic ajutor familiei domnului Mihalache. De fel, această soluție s-ar putea încadra în prevederile articolului 476 alineat 1, litera K din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și complicările ulterioare. Având în vedere cele menționate mai sus, rog consilieri să analizeze și să aprobe proiectul de hotărâre referitor la aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire solicitat Mihalache Ghion din comuna Buciu, în sat Răcăuț, județul Bacău. Domnul președinte, vă mulțumim, domnul primar. Vreau cuvântul domnului președinte de comisie pentru președinte. Membrii comisiei au studiat și sunt de acord cu proiectul propus. Vă mulțumim. Înscrie la cuvânt dacă sunt nefiind. Dacă avem această oportunitate de a putea servi pe cineva, o facem cu mare drag, mai ales că am spus, dacă ne permite. Da, vă mulțumim. Dacă nu, proiectul a fost aprobat. Aveți cuvântul, domnul primar, pentru... Nu mai am. La partele aveți cuvântul care vrea să spună ceva despre la plătul lui. Dacă sunt ce dată și prezinte raportul. Vrea să prezinte cineva raport? Nu. Nu, scrise raportul. Trecem la punctul 5 diverse. Cine sunt scris la cuvântul? Rapoartele au fost date, sunt de masă, o să fie afișate. Cine vrea să se documenteze, poate să... La diverse, dacă sunt scris cineva. La diverse, dacă avem ceva la diverse. Avem ceva? Probleme? Nu sunt. Declarăm ședința închisă. Mulțumim.